Institutul pentru Calitatea Vieții a scos la iveală faptul că Brașovul se află în topul celor mai fericite orașe chiar din Europa. Se află însă la mică distanță de Cluj. Clujenii s-ar părea că sunt mai fericiți decât brașovenii, dar pentru că mă aflu în Brașov, am spus că ar fi interesant să am și o părere despre asta. Într-adevăr, în Brașov se par și serviciile mult mai bune, pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim și despre oameni mult mai drăguți, mult mai de treabă, chiar și cei de pe stradă sunt foarte dispuși să te ajute, să-ți ofere, spre exemplu, atunci când mergi la un restaurant, să-ți ofere o băutură în plus sau un fel de mâncare gratuit, sau la o cofetărie mi s-a întâmplat să ni se ofere pișcoturi. Da, deci așa, per total, aș putea să spun că toată interacțiunea noastră a bucureștenilor, a studiștilor, cum suntem numiți, cu brașovenii a fost una extraordinară. Am fost foarte plăcut impresionată de această diferență. Până la urmă suntem cu toții români, dar iată că brașovenii au o educație mult mai frumoasă și m-a surprins plăcut și faptul că am întâlnit la un moment dat la un picnic niște tineri care veniseră cumva să petreacă și vorbeau atât de frumos și erau îmbrăcați, civilizați, adevărat foarte energici, așa cum sunt cu toții, și cu un volum mai ridicat, așa cum le stă bine până la urmă adolescenților, însă foarte politicoși, fără injurii, fără un limbaj vulgar, lucru care din păcate nu se întâmplă în București. Acolo stau și mă gândesc, și eu sunt părinte de adolescent, nu știu ce educație primesc aceștia sau ce surprize până la urmă au părinții în ceea ce privește pe copiii lor și cum se vorbește până la urmă în casă sau care este problema poate a mediului sau a faptului că au un acces nelimitat la YouTube și tot felul de filmulețe nepotrivite. Cert este că în Brașov tinerii sunt mai politicoși, mai bine educați, vorbesc mai frumos, serviciile sunt mai bune, prețurile aș putea să spun că sunt mai ridicate față de anii trecuți. Și asta neavând legătură cu gradul de fericire al brașovenilor, ci având legătură, cred că mai degrabă, cu educația. Cu faptul că, într-un fel, au înțeles că până la urmă a te purta frumos cu ceilalți înseamnă a evita situațiile conflictuale, a încerca să găsești o cale de mijloc în așa fel încât toată lumea să fie fericită, înseamnă a nu mai pune presiune pe tine. Pe de o parte. Pe de altă parte, toate certurile și discuțiile astea care mi se par acerbe și din ce în ce mai des întâlnite în București, aici dispar, pentru că ele până la urmă ne coboară acel grad de fericire, ne dau stare de agitație, ne fac pe noi mai nefericiți și ne scot la iveală frustrările. Așadar, dacă aveți nevoie, nu știu, eu chiar vă recomand, dacă aveți nevoie de câteva zile de optimist, de liniște, de pe lângă vremea care este mult mai plăcută în Brașov, oamenii sunt mai drăguți, mai bine educați, serviciile sunt de calitate, prețurile din păcate ridicate și chiar mai ridicate față de anii trecuți. Să ne revedem cu bine, să fim cu toții sănătoși!